plus, uite ce am observat, după 3 zile de restrângere se întărește sufletul și nu mai poți ceda la bunătăți. Deci greul devine ușor. Doar așa facem ceva în direcția asta. Să vadă divinul că facem și el ne oferă tot suportul. Se micește și stomacul și vei consuma stritul necesar doar, ca o mătură, cum spuneai și tu. Hrana noastră adevărată vine de la divin, direct din subtil, sub formă de energie vitală. El ne alimentează în permanență doar să facem voia lui și nu voia egotică. Asta e singura șansă mare, să aplicarea. Că dacă divinul vede că nu încercăm, măcar în direcția asta ne scoate din plan și cei ce nu sunt viabili dispar imediat. Când nu faci nimic pentru comunitate, atunci nu ai niciun folos în univers și nu discută. Și cu cât te restrângi mai mult, cu atât el e mai prezent în viața noastră și ne oferă tot suportul. Nu te lasă. Dar omenirii este frică să se lase total în mâna lui. Și frica asta vine exact din ceea ce le place lor mai mult, plăcerile, comodități, posesii, bunăstare. I-am auzit pe mulți că se bucurau că au scos masca, dar de fapt masca a fost ceva banal. Acum începe distracția. Dar până și masca și restricțiile acelea arătau de fapt că e nevoie de desprindere și tot nu au înțeles. Nu e nimic că vine mai tare acum. Și am mai observat că cu fiecare nu la plăceri te urcă cu energia foarte mult. Păi atunci suntem interesați să nu mai consumăm decât puțin, să nu ne mai cedăm energia în supermarket. Înainte câinii lătrau pe ego când nu aveam energie, acum vin bucuroși la mine să-i mângâi. Totul e din noi. Atașamentul de materie ne crește imens agresivitatea și toți din afară ne atacă cu ceea ce este în noi ca să scadă ego-ul. Deci niciodată nu este ceva rău sau neregulă. Este perfect tot ce se întâmplă. De fapt, Dumnezeu prin oameni ne scade orgoliul. Ego-ul nostru e prea mărit și e nevoie să fie îngenunchiat, că altfel nu se potolește. Viața întreagă caută satisfacțiile ca să tragă suferințe din față și să ne facă viața un calvar. Deci bunăstarea te ucide la cote maxime și într-o formă extrem de rapidă. Mai ales dacă cunoști aceste învățături, pierzi mult mai rapid ca ceilalți când îți faci o plăcere. Am observat asta. Ego-ul nostru de fapt e moartea cu coasă care ne așteaptă la ușă. Și am mai observat pe stradă că atunci când am mai căzut pe plăceri, ei începeau să scuipe. Deci Dumnezeu te scuipă când îți faci plăcerile, dar îți faci un mare bine.